Programul poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Simona Bălănescu, bine v-am regăsit la Trăiește Sănătos. Astăzi vă propun să vorbim despre cataractă, una dintre afecțiunile oculare des întâlnite. Ce este, de ce apare și cum se tratează? Este cataracta o boală specifică vârstei a treia? Aflăm răspunsurile imediat cu ajutorul invitaților noștri, domnul conferențiar dr. Mircea Filip, medic primar oftalmolog, și cu ajutorul domnului dr. Andrei Filip, medic specialist oftalmolog. Bună ziua, domnilor, bun venit la Trăiește Sănătos! Mă bucur să fiți astăzi alături de noi, mă bucur să vă revăd. Să nu uităm de numărul de telefon pentru telespectatorii noștri. Doamnelor și domnilor, așa cum v-am obișnuit, ne puteți suna și astăzi, ne puteți adresa întrebări în direct la numărul de telefon 021-208-7576. Ce este cataracta? Să trecem la subiect, să nu pierdem vremea. Ce este cataracta, domnule conferențiar? Este o boală oculară tradusă prin scăderea vederii, prin scăderea treptată a vederii. Asta e un lucru important pentru că pacienții nu constată niciodată sau nu constată niciodată că vederea a scăzut brusc. Și în această situație ei nu pot să aibă o anumită percepție privind modalitatea de evoluție și de modalitate și de a se gândi la ceva rău. Cataracta este o boală a unei lentile a ochiului. Ochiul este ca un aparat de fotografiat care are un sistem de lentile. Pe ochiul, pe macheta pe care o avem aici, acestui aparat minunat de fotografiat care este ochiul, ca o imagine să se formeze în interiorul ochiului, lumina intră deci, pe aici. Deci așa cum ar trebui să se formeze imaginea corect, ne explicați acum. O imagine corectă, lumina intră pe aici, e bine cum arăt? Este foarte bine și intră, urmărim imaginea. Aceasta este o lentilă, aceasta este altă lentilă, cea care ne interesează astăzi, și imaginea trebuie să ajungă aici, în interiorul ochiului, unde se formează și e transmisă în interiorul la creier prin nervul optic, da? Deci, practic, avem o secțiune prin ochi. O secțiune prin ochi. Și cataracta este cea care afectează această lentilă a ochiului, care este cristalinul. Ea devine din perfect transparentă, cum se vede în această imagine, devine opacă și această opacitate, în final, ajunge așa, da? Deci nu mai este transparentă, dar până acolo, ea trece prin diferite stadii. De exemplu, acesta este un stadiu. Și o să vă rog să-l mai țineți câteva. Da, acesta este un stadiu al evoluției cataractei, de obicei la început, de obicei în anumite afecțiuni care pot să soțească această boală cataractă. Sau poate să fie așa. Ceva la început, când deranjul nu este foarte mare. Poate să nu fie foarte mare. Și pacientul nu știe că, de exemplu, în această situație, el are cataractă. Are o jenă vizuală, are... Dar consultul de specialitate este cel care va spune că este... De ce este o jenă vizuală și de ce, ce boală are pacientul. Și spuneați că această pierdere a vederii se produce... Parează treptat. Nu dintr-o dată. Cu trecerea timpului. Treptat înseamnă, de obicei, luni de zile, ani de zile. Nu e ceva care se instalează brusc. Brusc poate fi, de exemplu, după un traumatism. O lovitură, traumatism perforant, adică ochiul, dacă este spart, nu? Printr-o înțepătură, da? Un ac, pur și simplu, sau poate să fie prin lovitură, pur și simplu. A fost lovit cu o piatră, cu un măr, cu un fruct, cu un pumn.
poate să apară această afecțiune care se numește cataractă. Și care? Că deja în... discutăm despre cauze, cauze. Da? Discutăm de deja ce apare cauze. Cataracta. Da. M-am înțeles că odată cu trecerea timpului și în urma acestor traumatisme, mă anunță colegii din regie că trebuie să urmărim publicitate. Urmărim publicitate, dar vă așteptăm alături de noi pentru că vom continua această discuție după publicitate. Noi ne întoarcem la magazin. Distrează-te cu Joie. Primul drops cu un verișu mic de mentol. Noul Airwaves Drops. Eliberează-ți respirația pentru o stimulare mentală instantă. Noul Airwaves Drops Mentol și Eucaliptus și Cherry Mentol. Respiră liber și savurează gustul. Hexoral e rapid și eficient împotriva durerilor de gât. Mulțumesc! Hexoral. Te simți bine fără durerea de gât. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Cel mai activ ingredient antirid, conform dermatologilor, este vitamina A retinol, conținută în noul Retinox, cea mai eficientă îngrijire antirid de la Roc. Atât de eficient, încât reduce până și ridurile de pe frunte și din colțul ochilor. 7 din 10 femei au remarcat diferența. Probabil cea mai bună îngrijire împotriva ridurilor. Roc. Promisiuni îndeplinite. Când rece afară, ai nevoie de un organism rezistent. De aceea, îl beau un Actimel în fiecare dimineață. Vremea rece sau schimbătoare poate slăbi rezistența organismului și astfel devii mai vulnerabil în fața microbilor. Actimel cu L-casein Unitas ajută la întărirea sistemului natural de apărare a organismului. Și astfel, cu o apărare puternică, fac față oricărei provocări. Atât eu, cât și familia mea. O zi bună începe cu un obicei sănătos. Actimel, aliatul organismului rezistent. Mulți pacienți cu dinți sensibili își doresc un remediu rapid și eficient. Le spun că trebuie să-și protejeze și dinții și gingiile. O pastă de dinți care le face pe amândouă este Colgate Sensitive Multi Protection. Folosită în fiecare zi, în primul rând ajută la prevenirea reapariției durerii și, în plus, formula sa antibacteriană îți protejează dinții și gingiile. Este sfatul meu ca medic dentist. Colgate Sensitive Multi Protection. Protecție imbatabilă pentru dinți sensibili. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medicii dentiști. Adaugă apă de gură Colgate Plaque Sensitive pentru protecție antibacteriană timp de 12 ore. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. În direct, doamnelor și domnilor, continuăm discuția noastră. Astăzi la Trește Sănătos vorbim despre cataractă. Alături de noi se află domnul conferențiar dr. Mircea Filip, medic primar oftalmolog, și domnul dr. Andrei Filip, medic specialist oftalmolog. Deja domnul conferențiar ne-a explicat foarte frumos ce înseamnă să ai cataractă și ne-a arătat cum una dintre lentilele ochiului, mai precis cristalinul din transparentă, devine opacă și astfel îți pierzi vederea. Și spuneam, deja vorbeam de cauze. Din ce cauze poate apărea această problemă?
cred că principala cauză este îmbătrânirea ochiului, da? Trecerea timpului, dar ați pomenit și despre traumatisme ce pot afecta ochiul. Principal, după cum am zis, trecerea timpului este cauza cea mai des întâlnită. Traumatisme, diverse boli generale. Ca de exemplu? Ca de exemplu diabet sau boli endocrine, tiroidă sau paratiroidă. Tratamentele medicamentoase pot influența. În general ne gândim la cortizon. Da? Expunerea îndelungată la raze ultraviolet. Boli de ochi complicate. A avut o boală, să zicem, uveită și într-un final s-a complicat cu cataractă. Glaucomul poate fi... Da. Glaucomul poate fi, în general, după... O cataractă poate apărea după chirurgia glaucomului. Există ca și complicație imediată sau mai târziu. Rezlipirea de retină, da. Și care cred că și ea se poate produce în urma unui traumatism. Exact. Temperaturi extreme, în general deci foarte cald, dar și foarte frig. Așa. Bineînțeles că există și cauză... Predispoziție genetică, bănesc. Există și diverse situații în care poate apărea cataractă congenitală. În general, dacă mama a avut o boală în timpul sarcinii, rubeola. De exemplu, rubeola. Am înțeles. Deci copilul se poate naște chiar cu cataractă dacă mama în timpul sarcinii a avut această problemă. Exact. Am înțeles. Avem deja un telefon. Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună ziua! Ne auziți? Hello. Bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua! Doamnă, vreau să vorbesc și eu cu domnul doctor. Vă ascultă invitații noștri. Sunt doi domni doctori, vă ascultă amândoi. Cu 50 de ani în urmă am avut un accident de muncă. Mi-am pierdut ochiul drept. Am rămas cu ochiul stâng. Și întrebarea? Am mers bine. Am avut proteză la ochiul drept. Un timp, acum de vreo 10 ani de zile, nu mai pot să port proteza la ochiul drept. Și întrebarea vis-a-vis de cataractă este? Și am fost la control și mi-a spus că am glaucom și cataractă. Am înțeles. Mi s-a dat un tratament cu xalatan. Să nu ne mai dați denumiri de medicamente, vă rog frumos. Nu avem voie să dăm denumiri de medicamente. Primul lor Bun, deci ați urmat un tratament și vă simțiți mai bine sau nu? Și... După tratament m-am simțit mai bine. De la un timp a început să-mi piargă vederea, să văd mai încetat, mai... Și vă temeți, bănuiesc, să nu vă pierdeți vederea la singurul ochi, la ochiul pe care îl aveți, da? Bănuiesc, aceasta este întrebarea. Ce este de făcut astfel încât să nu vă pierdeți vederea la ochiul rămas, da? Aveți mai multe probleme, vă răspund eu acum. Am fost la un control la doamna doctor Ghinea, la policlinica particulară. Să nu ne dați denumiri dacă sunt policlinici particulare. Deci ați fost la un control oftalmologic și ce vi s-a spus concret? Nu știu de ce ne auzim foarte, foarte greu. Comunicăm destul de greu. Da, poate pot să răspund. Exact. Ce ar fi de făcut astfel încât să nu-și piardă vederea? Are mai multe lucruri de făcut.